În mai puțin de o lună, elevii din toată țara vor celebra absolvirea gimnaziului sau a liceului. Pregătirile au început încă de acum. Adolescenții deja s-au pregătit cu rochii de seară, unicat, costume de designer și accesorii de lux. Au nouă părinții, nu se mai uită la bani când vine vorba de fericirea copilului, motiv pentru care ajung să scoată din buzunar și 1000 de euro. Rochii unicat, pantofi și genți de designer sunt doar câteva dintre articolele vestimentare de pe lista absolvenților care celebrează încheierea gimnaziului sau a liceului. Cheltuielile depășesc chiar și 1000 de euro, iar părinții nu se uită la bani. Federica, de exemplu, nu a avut un buget limitat. Rochia de absolvire costă în jur de 3000 de lei. Cum arată cea mai frumoasă rochie? Fix ca acest model, cu corset, roz, culoarea mea preferată, cu voal. Nici absolvenții de gimnaziu nu se lasă mai prejos. Natalie își dorește ca în seara balului să fie cea mai strălucitoare. N-am avut buget, m-am și tatii mi-au spus să am cea mai frumoasă rochie, să mi-o fac cum eu doresc eu și așa că am avut mână liberă, să zic așa. Anul acesta a fost, cred că, cel mai intens sezon și cel mai intens an pentru rochiile de bal. Foarte multe domnișoare de clasa 8-a, dar și, bineînțeles, de clasa 12-a. Nu doar rochiile și pantofii sunt elementele cheie pentru o ținută de Hollywood. E foarte important accesorizarea. Puteți să vă îmbrăcați cu o rochie foarte simplă, cumpărați, nu știu, niște accesorii mari, oversize, pe care le puneți și atunci acea rochie pare deja alta. O coafură mult mai interesantă, un machiaj, să zic, altfel decât porți de obicei. Părinții sunt dispuși să cheltuiască, ce insist eu pentru fiecare dintre ei și o fac chiar cu clienții magazinului meu, să își cumpere haine pe care le vor mai purta. Cheltuielile pentru balul de absolvire nu se rezumă doar la vestimentație. În cazul fetelor, acestea mai includ și programările la coafor, machiaj și manicură, iar în cazul băieților, ținutele sunt completate de ceasuri de lux sau limuzine închiriate de părinți pentru sosirea la localul unde va avea loc petrecerea.